În acest video îți prezint înlocuirea acestui tablou electric realizat cu protecții necorespunzătoare, 32 de amperi pe circuitele de prize și 25 de amperi pe cele de iluminat. Se observă că a suferit și câteva probleme care puteau genera un incendiu datorită acestor protecții necorespunzătoare și a năditurilor între aluminiu și cupru realizate greșit. Aici este noul tablou electric și hai să vedem cum l-am făcut. Ca protecție generală pun acest separator cu siguranțe fuzibile de 25 de amperi. Acest model are siguranță doar pe fază, nulul trece direct mai departe. Îl fixez pe șina Omega. Tabloul electric este cu 12 module. După acest separator, pun un întrerupător diferențial RCCB de 25 de A tip A, care va asigura protecția contra contactului direct cu părțile aflate sub tensiune. Intrarea în acesta se face atât pe partea de jos, cât și pe partea de sus, conform fișei tehnice. Se observă. Pentru circuitele de prize, pun aceste siguranțe automate MCB 1 pol de 16 amperi curbă B. Circuitele de prize, în locul unde va fi pus acest tablou electric, sunt două dedicate și unul cu mai multe prize comune. Iar pentru cel de iluminat, unul în acest caz, pun un MCB de 10 A curbă B. Pentru conectarea lor, este indicat să folosim un buzbar sau pieptene, cum se mai spune, ce trebuie să fie calibrat corespunzător. După ce am fixat toate componentele tabloului electric, trec la partea de cablaje. Folosesc conductor lițat cu grosimea de 4 mm în acest caz și le voi pune obligatoriu pin la ambele capete.
Bara de nul este aici în partea dreaptă a tabloului electric, iar cea de împământare în partea stângă a tabloului electric. Așa le voi conecta și eu. Acum tabloul electric este pregătit. Aici, în partea de sus a separatorului, voi conecta conductorii de alimentare care vin de la contor, iar în partea de sus a siguranțelor automate MCB, voi conecta faza circuitelor. Nulul circuitelor va veni aici legat la bara de nul și conductorii de împământare ai circuitelor la această bară separată. Pun și capacul. Spațiul gol rămas îl acopăr cu aceste capace. La realizarea unui tablou electric se ia în considerare că trebuie să rămână un spațiu gol de minim 30%. Tabloul electric de la ETI vine și cu etichete sub formă de simboluri care sunt foarte utile, le voi pune și eu după montaj. Dacă ți-a plăcut această prezentare, apasă butonul de like. Dacă ești nou pe acest canal, abonează-te și rămâi aproape, deoarece aici găsești și voi publica în continuare diverse videotutoriale care te pot îndruma, ajuta să faci ceea ce îți dorești să realizezi. În continuare îți recomand să vezi și alte videotutoriale care sunt în acest moment pe ecran. Eu îți mulțumesc pentru atenție și dacă ai vreo întrebare, poți să o scrii în comentarii.